La noapte cerul va fi norat în cea mai mare parte a țării. Aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea de sud-est și va cuprinde treptat jumătatea de est a țării. În Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, zona Carpaților de curbură și temporar în Dobrogea, vor fi ninsori moderate cantitativ. În județele din estul Munteniei, Dobrogea și sud-vestul Moldovei, temporar, viscolul va fi puternic. Rafalele vor atinge 70-80 de km pe oră, troienind zăpada și reducând semnificativ vizibilitatea. În județele Constanța și Tulcea vor fi intervale de timp cu precipitații mixte și depuneri de polei. Ninsori slabe pe spații mici vor fi și în Oltenia, iar în sudul regiunii se vor semnala și unele intensificări ale vântului, spulberând zăpada. Deși valorile termice vor fi mai ridicate decât în nopțile precedente, vremea se va menține geroasă în majoritatea regiunilor, îndeosebi în nord și în centru. Temperaturile minime se vor încadra în general între minus 18 și minus 6 grade. În București, cerul va fi noros și va ninge moderat cantitativ, îndeosebi în a doua parte a nopții, astfel încât se va depune un nou strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări cu viteze de până la 40-50 de km pe oră, temporar viscolind și spulberând zăpada. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de minus 10 grade. Mâine, deși valorile termice vor fi mai ridicate decât în zilele precedente, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros și va ninge în jumătatea de sud-est a teritoriului, iar în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, estul Munteniei, precum și în Carpații de Curbură, va fi viscol, rafalele de vânt urmând să atingă 50-60 de km pe oră, iar pe arii restrânse 70-80 de km pe oră. În Dobrogea local se vor menține depunerile de polei. Intensificări ale vântului vor fi și în sudul Olteniei și pe crestele montane, astfel că trecător zăpada va fi spulberată. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 9 și minus 1 grad. În capitală, vremea va fi deosebit de rece. Vor fi norări, iar până în orele amiezii va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de minus 5 grade. La munte, deși valorile termice vor fi mai ridicate decât în zilele precedente, vremea se va menține geroasă. Cerul va fi mai mult noros și va ninge cu pregădere în masivele sudice și estice, iar ziua în Carpații de Curbură va fi viscol, rafalele de vânt urmând să atingă 50-60 de km pe oră și pe arii restrânse 70-80 de km pe oră. Pe văi și în depresiuni vor fi condiții de ceață asociate cu depunere de chiciură.